stat și am urlat. Opa, și-am primit amendă. Și eu sunt de la început. Opa. Și sunt recesist de desăvârșit. Sunt recesist de desăvârșit. De nașpa. Situația. Nasoală. Practic, toată lumea, uitați-vă și gândiți-vă că mâine care intra în sistem LCS-ul, care a țipat, a urlat, a primit clemență de la judecătorie și de la jandarmerie, deasupra poliția locală îl reabilitează că țipată miezul nopții, că n-a avut săracul sau mă știu ce, dârna de bani sau alte chestii. Când zic intrat în sistem, poate să fie în sistem ca politician, poate să nu fie angajat sau coleg de muncă la buzghiocii și păpădie și floricele. Doar începutul, ceea ce vi se pregătește și ceea ce Bucureștiul a decis, nu vrem acest lucru prim. La ICS, ce mama dracu ai făcut? Adică, în momentul când intră în SGR-ul sau alte chestii, s-ar putea o băncuță care oricum o vandalizează, se mințe mai multe pe băncuță sau alte chestii. Dar nu e o problemă pentru noi. Este mai important să închidem și să deschidem. Și pe deasupra, cei care sunt în sistem, uniforma, adică poliție, jandarmerie, că nici nu știți ce vi se pregătește. Senzațional, magnific. Am ajuns Dan Diaconescu pe lângă. Dori pe celălalt și l-aș elimina pe ăsta. Nu-mi vezi, nu? Ia mă, uite-te acum la ciulacul și la celălalt. Ia uite.